Ești grâu sau ești neghină? Popor, popor de legământ, de ce ai căzut în ațipire? De ce n-asculți de-al meu cuvânt? De ce te lași în pofta firii? De ce te-ai compromis cu lumea, când eu ți-am poruncit stăruitor ca să ieși din Babilon? De ce ți-e inima împietrită și credința ți-a slăbit? De ce lași poarta minții ades deschisă să intre și să sfure unde lemn Satan? Ți-am spus să stai pe stâncă, la postul cel de veche, căci eu, Iisus, acolo vreau să te găsesc și să te pun în slujbă, să-ți dau mesaj direct prin unda Duhului meu Sfânt. Și atunci când tu verbalizezi cuvântul meu, al meu popor să fie cercetat. Dar din păcate, mulți stagnați pe cale și luați decizii împotriva voii mele. Nu vă mai pasă de cei căzuți pe cale și admiteți rele fără număr. De ce nu vestiți un post ca și Iosafat odată, ca poporul să se întoarcă de pe căile stricate? Ascultă, Israele, ce îți vorbește Domnul. Încinge-te ca un viteaz, suie-te pe înălțime și strigă cu putere. Vestesc post și rugăciune în întreaga lume, ca Iisus să îndepărteze urgia de pe întreg pământul. Băgați de seamă și împliniți ce Domnul ne vorbește, căci negura e tot mai deasă și urăciunea pustiirii a ajuns în vârf de culme. Nu stați indiferenți, popor, intrați de grabă în post și în rugăciune, și atunci unitatea voastră mă înduplecă să lucru la problema voastră. Te-am pus în ciur și te-am găsit ușor ca pleava. Ai căzut jos și atunci am înțeles că ungerea cu un de lemn tu ai pierdut. Te vreau grâu și nu neghină, căci cu sânge am plătit prețul mântuirii tale și intrare slobodă în cer, ție ți-am făcut. Ascultă-mi dar dorința ce arde în pieptul meu și aruncă cu repeziciune haina fărdelegii ce o porți. Depărtați-vă, popor, de acei ce varsă sânge și ieșiți din Babilon cât mai este milă. Nu vă uitați înapoi nici când, ca și soția lui Lot. Luați sfinte hotărâri pentru propășire, căci secerișul a început. Tu oarecum vei fi găsit? De ești grâu sau ești neghină, ciurul Domnului va spune, căci neghina în foc va arde, însă grâul Domnul îl va strânge în hambare. Fii un spic de grâu curat în a Domnului hambar și vestește fără teamă, precum Iosafat odat.
post și rugăciune în întreaga națiune. Amin, amin.